Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție BZI Live. La momentul de față îl am alături de mine pe Aurel Asanache, artistul vizual care uimește prin viziunea sa artistică. Astăzi voi vorbi cu el despre ce înseamnă să fii artist, ce așteaptă oamenii să vadă de la artă, dar și care sunt poate provocările cu care se confruntă. Bună, Aurel, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Salut, Una, mulțumesc frumos de invitație, cu mare drag, oricând. Uite, ne bucurăm tare mult că ești la noi în emisiune, pentru că eu ți-am urmărit câteva dintre lucrări, dintre expoziții și, într-adevăr, mi se pare o viziune foarte specială, care poate merită dezvoltată, nu neapărat explicată. Pentru că chiar tu ai un motto foarte celebru, spune eu, pentru arta ta, care spune în acest mod să nu să explici ceea ce vezi. Exact. Poți să-l detaliezi tu, poate? Da. Motoul a venit, explicația a venit tot dintr-o necesitate de a explica oamenilor cum funcționează sau ce pictez eu. Dacă mă întreabă cineva ce pictez, eu cum aș putea să le explic ce pictez sau cum aș putea să le explic viziunea mea. Și pentru că fiecare formă nu este statică, este de sine stătătoare, dar în același timp fiecare formă de acolo ajunge să creeze o altă formă și ajunge să creeze la rândul ei două forme care sunt de sine stătătoare, creează o a treia formă. Uh-huh. Sunt un fel de fractali. Și dintr-o discuție cu Octavian Gigurgiu, cu regizorul, ne gândeam într-o seară cum aș putea să facem lucrul ăsta, să explice tot. Și am zis că te oprești pentru că în fața ta se deschid lumi. Nu te întreba ce să vezi. Și se deschid lumi pentru că exact ce am explicat mai devreme, că fiecare formă ajunge să creeze la rândul ei toate celelalte forme. Și nu te întreba ce să vezi pentru că este păcat să îți spun ce să vezi sau să cauți o chestie pe care care să fie comună pentru creierul tău, poate, și să te oprești doar la lucrul acela. Când, dincolo de acea formă, dacă îți lași ochii liberi să privească fără să creeze o singură formă, atunci îți dai seama că și acolo e ceva. Exact. Și așa sunt, cam așa sunt lucrările mele. Exact, uite, înainte de interviu tu mi-ai adus câteva lucrări de ale tale și chiar așa am pățit la un moment dat când asta e, că de fapt cred că se privește așa lucrarea. Exact. Și tu mi-ai spus să poți să o privești din orice unghi, pentru că tu atunci când pictezi îți învârți cumva poate tabloul pe care îl pictezi și asta e foarte interesant. Deci mizezi pe faptul că lași omul să-și deschidă singur, poate, propriile lumi în arta ta. Da. Mi-ar plăcea să se întâmple lucrul ăsta cu adevărat. Până acum oamenii poate au reacționat în acest mod la lucrările tale, pur și simplu și-au creat propria lume, sau veneau la tine și te întrebau, dar ce înseamnă asta? Și. Cel mai tare m-a uimit o bunicuță de 86 de ani, cred că avea atunci, care a văzut o lucrare de-a mea. Eram la țară la mine, la Cosmești, sunt din Cosmești, județul Galați. Și fix vecina de peste stradă, a văzut lucrarea care nu semănă nici într-un fel la sfinți. Da. Sfinții canonici pe care îi cunoaștem cu toții prin icoane. Și s-a uitat la tablou și a zis, wow, mamaie, dar tu pictezi sfinți. Și atunci am zis, wow, nu mai am nevoie de nimic. Dacă sunt oameni care nu au nevoie de multe cunoștințe sau sunt oameni care văd dincolo de formă. Și asta mi-ar plăcea. Exact. Și uite cu ce puritate a spus acea femeie acel lucru. Chiar cred că a fost un moment în care te-a bucurat să auzi lucrul ăsta. Da, a fost după...
ca artist ai un struggle, că oare de ce oamenii din jurul tău nu te înțeleg, poate? Sau îți dorești ca oamenii din jurul tău să vadă mai mult în direcția în care vezi tu? Și asta e greșit, 100%. Și în momentul în care bunicuța mi-a zis că mama e, tu pictezi sfinți, atunci mi-am dat seama că oamenii pur și simplu sunt unii care empatizează cu niște lucruri și alții care nu. Și este total de acord. Și mai sunt cei care întreabă ce desenat acolo sau ce vrut să zici prin asta. Și de obicei nu le spun ce am vrut să desenez acolo, pentru că ei mă uimesc de multe ori că îmi arată chestii pe care eu nu sunt conștient că le-am pictat. Și mi arată ei, uite aici văd aia, uite aici văd aia. Și în același timp mă inspiră și pe mine și îmi creează și mie altă imagine. Deci se întâmplă să desenezi ceva poate nu neapărat foarte conștient, adică să-ți vină natural atunci când desenezi poate o operă de artă. Da. Nu mă gândesc. Nu am niciodată o idee. De foarte puține ori am avut o idee dinainte ce să pictez. Dar am zis că lucrarea este gata la sfârșit. Și că de fiecare dată când eu pictez doar ce văd, într-un fel. Pentru că am o pânză goală, albă, încep să pun culoare pe ea și văd niște forme care sunt foarte puțin scoase în evidență. Sunt doar niște urme și eu doar scot la iveală ce este deja pe pânză, într-un fel. Nu știu cum să o explic. Este un pic SF, dar fix așa se întâmplă. Adică e un moment în care vreau să compun ceva în creierul meu și să zic că desenez o floare și o desenez în felul ăsta. Nu o să-mi iasă niciodată floarea aia în felul ăla și mai mult de atât, floarea aia să trăiască. Că asta este frumusețea, ca orice-i desena sau orice-i picta, cum vorbeam și mai devreme, că nu contează culoarea sau forma, contează emoția pe care o transmite culoarea și forma. Exact. Și prin culoare și formă, tu cumva faci pictura să trăiască? Îmi doresc asta mereu, da. Care alte tehnici sunt pe care le folosești? Sau cum, nu știu, care este aspectul principal care face o operă de-a ta să trăiască? Nu m-am întrebat niciodată asta și nu m-a întrebat nimeni niciodată asta. Poate momentul în care poți să creezi printr-o formă un mini GIF, într-un fel. Adică am o lucrare care se numește Coborârea de pe cruce și fața parcă atunci, parcă cu o milisecundă înainte a deschis gura sau a avut s-a așezat în postura asta. Aceasta este lucrarea. Nu știu, nu știu cum să explic. Minunat, m-ai închis. Nu știu cum să explic. Adică este ca și cum în loc de o imagine avea un mini filmuleț. Parcă îți imaginezi că scena, cred că cum viața nu e de la tine. Cred că viața e din altă dimensiune. Și cred că viața se așează pe pânza aia în momentul în care ești conștient că poți crea viața. Cred că asta este explicația. Uite, mă bucur că te-am făcut așa să te întrebi și uite să ne dezvolui poate pentru prima oară așa la cald cum reușești tu să-ți faci operele de artă să trăiască și chiar uite și prin acel aspect că din fiecare unghi poate poți vedea ceva diferit. Cred că și ăsta e un punct prin care le faci să trăiască. Dar uite, ai o abordare specială, ai o abordare poate, nu știu, inovativă pentru unii. Și cum ai spus și tu, la un moment dat simți că nu ești înțeles de alții. Da. Cum a fost acea perioadă pentru tine? Cum ai reușit poate să-ți găsești echilibrul și să spui că nu e nimic în neregulă să nu fiu înțeles de toată lumea?
Este o perioadă de copilărie, cred, în care, într-un fel, te macină faptul că nu ești înțeles. Că e exact ca un copil care vrea jucăria aia și mama nu-i dă jucăria aia. Și de ce nu-mi dă jucăria aia? Așa este și asta. Cred că atunci a fost o perioadă de copilărie în care voiam mai mult să arăt, poate, decât să fac. Și cred că e normal. Este normal ca fiecare om în viața lui să aibă perioada asta în care să te întrebi și prin întrebările astea multe care te acaparează și la un moment dat n-ai niciun răspuns, dar ai numai întrebări. Și după perioada asta, cred că urmează și perioada în care să primești răspunsurile. Dar să primești răspunsurile în momentul în care nu-ți mai dorești nimic. Cred că în momentul în care nu-ți mai dorești nimic, atunci se așează toate lucrurile. Că n-are legătură, dar mă gândeam la un moment dat cum funcționează puterea atracției. Și tot pe stradă, pentru că gândesc destul de mult în direcția asta și când am o întrebare încerc să o întorc pe toate în toate fețele și să văd de fapt răspunsul. Și mi-am dat seama că dacă puterea atracției creează un eveniment în momentul în care tu îl ceri, ce se întâmplă în momentul în care tu ceri acest lucru în fiecare zi sau odată la 5 minute? Și mi-am dat seama că dacă noi ne dorim ceva în viața asta foarte tare și îl cerem odată la 10 minute, niciodată nu o să-l mai ceri cu cuvintele pe care le-ai folosit prima dată când ai avut acea nevoie, cu gândurile pe care le-ai avut în acel moment și îți dai seama că cer de fiecare dată altceva. Și ajungi ca lucrul ăla să nu mai vină la tine pentru că tu nu ești conștient că de fiecare dată schimbi mesajul și de fiecare dată îl îndepărtezi. Și mi-am dat seama că puterea atracției este o singură dată atunci când simți curat și ai gândul la lucrul ăla să-l ceri și apoi să-ți vezi de viața ta, pentru că un lucru, nu te mai întorci la un lucru pe care l-ai rezolvat, nu? Și cred că așa funcționa și puterea atracției. Asta ca paralele. Crezi că a venit cumva poate neașteptat atunci când nici nu te gândeai că o să-ți găsești poate echilibrul și atunci când o să înțelegi că este în regulă să nu gândim toți la fel, poate să nu găsim toți aceleași înțelesuri. Poate același lucru, uite cum l-ai exemplificat și tu, este cu legea atracției, în care atunci când îți propui tu să te gândești, îți dorești ceva, nu se întâmplă. Pentru că, cum ai spus și tu, poate nu o faci destul de pur sau nu folosești poate cuvintele alese. Exact. Și ți se va întâmpla atunci când crezi mai puțin și când poate transmiți fără să-ți dai seama. Yes. Uite, văd că ești o persoană poate spirituală, o persoană filosofică, îți place să abordezi teme mai puternice, da, mai profunde. Da. La fel, nu știu, vrei să transmiți și în arta ta? Păi cred că asta te transformă. Nu poți să fii artist. Sau nu neapărat. Cuvântul artist și-a pierdut foarte mult din esența lui, efectiv. Pentru că, cum spunem, genial la absolut orice, la un lucru genial, cum mai spunem? Și numim artist sau orice alt cuvânt care și-a pierdut în timp esența. Îți plac întrebările și îmi plac întrebările care nu au neapărat un răspuns atunci pe loc și poate au nevoie de un pic mai mult research, mai multă documentare, mai mult
mai mult orice din toate direcțiile. Dar nu poți să fii doar într-un weekend artist. Nu poți să fii doar de la 2 la 5 artist. Cred că artist ești în fiecare secundă. Cred că dacă ești spiritual la un fel, și a pierdut un pic esența pentru că a devenit super cool spiritualitatea în momentul ăsta și discutăm doar despre teorii pe care ajungem să poate să nu le punem niciodată în practică. Dar spiritualitatea este foarte cool. Da, cred în rugăciune, cred în puterea cuvântului, cred în răspunsurile care țin doar de partea emoțională, de intuiția, care am citit la un moment dat undeva că mai este numită și șoapta divină. Este, ca exemplu, mergi pe stradă și îți vine în minte să nu faci stânga, să mergi tot înainte. Și pentru că nu ai făcut stânga și ai mers tot înainte, te-ai întâlnit poate cu cineva. Și doar și gândul ăla te-a adus pe tine în momentul ăla. Aia este un fel de intuiție, de șoaptă divină. Dar cred că toată viața cum ți-o trăiești te definește. De exemplu, mă rog la lună și uneori la lună și la soare, care nu au nicio legătură cu credința mea ortodoxă, creștin-ortodoxă, să-i spun așa. Pentru că sunt niște corpuri cerești care, incredibil că plutesc undeva în aer. Și cred că merg foarte mult pe feeling, merg foarte mult pe ce simt. Și uite, că ai spus acum că toate experiențele pe care le trăim de-a lungul timpului ne definesc. Și chiar vorbeam asta și înainte de interviu, că toate experiențele pe care le trăim, mai ales până în vârsta de 7 ani, te definesc mai apoi ca persoană. Pentru tine, care au fost poate momentele care te-au definit ca persoană, te-au definit pe tine de acum? Nu vreau să sună nici într-un fel clișeic, dar pe lângă toate momentele pe care le-am trăit, toate secundele din viață pe care le-am trăit până acum, mai sunt momentele în care ai luat decizii. Sunt momentele în care am luat niște decizii. Ca decizia în care să vin în Iași. Eu am făcut seminar teologic la pictura icoană aici în Iași. Dar mai întâi am proba, am dat-o la Galați. Și pentru că nu s-a mai făcut clasă de patrimoniu, am primit un telefon în vacanță de vară și m-am întrebat dacă vreau să merg în Galați la liceu de arte sau să vin în Iași la seminarul teologic. Și am zis că merg în Iași, cu cât e mai departe de casă, cu atât este mai bine. Aveam sentimentul de a pleca departe, de a pleca, de a vedea și altceva. Și cred că în momentul în care am venit la seminarul din Iași, apoi faptul că nu am mai devenit preot și am început facultatea de graphic design, tot aici în Iași, la George Enescu. Apoi primul proiect de teatru. Care m-a făcut să mă îndrăgostesc de teatru. Este minunat teatru. Este multă viață acolo, multă emoție, mult experiment până se ajunge la o formă. Apoi pictura, apoi sculptura și acum scenografia la Târgu Mureș. Te-ai dus așa în multe direcții, în multe domenii? Da. Deși sunt domenii diferite, sunt și asemănătoare și, cum ai spus și tu, acum ai găsit scenografia care cumva le îmbină pe toate. Exact, asta mi-am dorit. Asta mi-am dorit, să
Asta mi-a dorit foarte mult. Mm-hmm. Și ești în primul an la scenografie, nu? Da, anul întâi, semestrul 2. Și cum ți se pare până acum? Foarte frumos. Sunt multe informații pe care... Mie mi-a plăcut pictura pentru că trecea dincolo de logică. Și că forma nu are nevoie să fie o formă foarte bine măsurată și foarte bine așezată. Pictura îți dă voie să faci absolut ce vrei tu. Dar îmi doream evoluția pe partea de teatru, să cresc într-un fel, să mă dezvolt ierarhic, pentru că ajungi să lucrezi prin teatre și să îți dai seama că doar partea de afiș, partea de promovare, partea de identitate vizuală ajunge să nu te mai satisfacă atât de mult și că vrei să fii și mai aproape de cel care creează, de regizor, de exemplu. Că pentru scenograful lucrează pentru spectacol și pentru a pune în imagine ce are în gând regizorul. Și asta m-am dorit foarte mult. Și să nu renunț la niciuna din lucrurile pe care le-am enumerat mai devreme. Uite, să spunem că pictura, graficul, grafic designul, îți dai seama puțin cum se îmbină, dar când te gândești la teologie, scenografie și pictură, cum se îmbină? Un designer foarte bun din lumea asta a zis că Dumnezeu este designer. Avea un motto că este imposibil ca Dumnezeu să nu fie designer. Ideea e că orice aș face din momentul ăsta, tot voi fi influențat de partea teologică într-un fel. Pentru că toate picturile mele, toate desenele mele ilustrează, chiar dacă arată ca niște extraterestri, poate, sau ca niște persoane care... niște lucruri pe care n-ai vrea să le cunoști neapărat în viața, în viața reală, de zi cu zi. Dar ei sunt, toate personajele alea de acolo sunt îngeri, arhangeli, dumnezei, demoni, o a cincea dimensiune pe care noi într-un fel nu o vedem, dar mă întrebam mereu ce se întâmplă atunci când se face pielea de găină. Instant. Adică ceva energetic, o vibrație îți influențează în momentul ăla corpul și ajunge să ți... S-ar putea să mă pierd un pic în detalii, dar dacă mă îndepărtez de... Vom reveni așa ușor, ușor, mai avem timp să discutăm despre toate aspectele. Dar uite, ai spus că tu vrei să înfățișezi poate îngeri, poate o altă dimensiune, poate chiar dimensiunea pe care toți o învățăm, dar poate învățăm că arată doar într-un anumit mod, că îngerii sunt frumoși, că... Exact, cu carne multă, exact. Un pic cu felcute. Da. Tu vrei cumva să arăți poate o altă înfățișare, o înfățișare pe care o vezi tu? Da, încerc să arăt o frumusețe pe care nu o considerăm frumoasă. O frumusețe pe care, lipsită de stratul ăla mult de carne, care ne face pe toți să arătăm... nu știu, omenesc poate. Cred că când începi să-ți dai seama că n-ai nevoie să judeci după formă și după culoare și după orice, îți dai seama că emoția contează și nu de fapt forma care umple. Exact, uite, e un mesaj foarte puternic. Nu te duci doar în zona aceasta de poate spiritualitate religioasă sau doar la sensul tipic care îl știm noi al îngerilor. Te duci și în mesajul acesta de acceptare, de toleranță, să nu judecăm, poate să nu spunem că nu este frumos ceva doar pentru că nouă ni se pare așa. Da. Până la urmă, totul este relativ. Așa exact. Vezi și tu frumusețea? Cum ai defini frumusețea tu?
frumusețea, din punctul meu de vedere, nu prea are nicio legătură. Nu prea. Nu are nicio legătură cu frumusețea din tiparele anului 2022, în care, din păcate, toată lumea încearcă să arate ca un... ca o persoană. Da, ca o altă persoană. Adică îți dai la o parte tot ceea ce ești tu doar pentru a crede că arătând ca o anumită persoană care are mulți urmăritori pe Instagram sau pe Facebook, ai impresia că aia te face pe tine să fii remarcat sau să fii acceptat de societatea în care trăiești tu. Dar frumusețea, din punctul meu de vedere, pentru mine, frumusețea ține mai mult de ciudățenile pe care le au oamenii, într-un fel. Și ciudățenile alea, pentru mine, nu sunt ciudate, pentru mine sunt speciale. Sunt trăsături speciale, sunt lucruri pe care nu știu cum să le explic. Merg dincolo de învelișul ăsta carnal și dincolo de make-up și dincolo de care e frumusețea, de fapt, frumusețea unui om. Este momentul în care el este 100% relaxat, nu are nevoie să își pună nicio mască socială și momentul ăla în care îți scapă, știi? În care îți scapă masca și momentele alea în care ești 100% tu. Aia cred că e o frumusețe specială. Într-adevăr, pentru că trebuie să recunoaștem, poate uneori tindem să ne comportăm într-un anumit mod atunci când suntem în contexte diferite chiar. Poate uneori nici prietenii noștri nu putem să-i aducem la oaltă pentru că sunt foarte diferiți. Da. Așa este. Și asta cumva arată o dualitate sau cine știe, arată faptul că încercăm cumva să ne pliem poate prea mult uneori pe ce se vrea să se vadă. Da. Asta încerci să transmit și tu prin arta ta, văd, și un mesaj cu adevărat puternic, mai ales că arta este deseori asociată cu frumosul. Da. Nefericire, da. Da, dar uite, și aici intervine acest lucru de toți privesc frumosul diferit și arta o privesc diferit. De acord. Cred că toate subiectele astea, toate, în momentul în care vorbim de ceva care este subiectiv, are automat foarte multe rădăcini care... În momentul în care vrei să spui ceva subiectiv despre o altă persoană, cred că din start este greșit. Că ai nevoie, dacă... Vorbeam cu un prieten la un moment dat lucrul ăsta, că dacă te așezi în tenis și cuiva și înțelegi tot parcursul vieții lui și simți ce a simțit el, nu o să te mai gândești nici pentru o secundă să poți să-l judeci sau să poți să îl pui la îndoială sau să... Pentru că noi nu știm foarte multe lucruri. Ne plac foarte mult teoriile pe care ajungem să le discutăm ani de zile și să nu le punem în practică niciodată. Dar și să ajungem să fim răniți sau să suferim doar pentru că avem impresia că suntem la un nivel și că suntem spirituali. Nu suntem spirituali. Suntem, dar nu suntem. Cred, din punctul meu de vedere, cred că suntem la... Abia am deschis cartea. Cred că suntem la prefață. În ceea ce vrea să ne învețe spiritualitatea și să... Crezi că putem vreodată să găsim sau vom afla vreodată răspunsurile la toate aceste întrebări pe care ni le punem mereu? Da. Da, cred că pe patul de moarte, înainte cu 5 minute, cred că atunci primești toate răspunsurile. Da, cred că atunci. Când...
Când creierul tău ți este, este deja obosit să mai gândească o mie de rezultate și o mie de... Văzusem un video acum ceva timp, recent, cu un nativ american care spunea că de ce ne trezim obosiți dimineața? Chiar dacă dormim, noi de ce ne trezim obosiți dimineața? Și explicația lui mi s-a părut foarte plauzibilă și minunată, n-am mai auzit-o până acum în felul ăsta. Și explicația lui a fost în felul următor. Dacă tu, în momentul în care te așezi în pat, îți pui o mulțime de întrebări. Sufletul tău, corpul tău când adorme, sufletul tău pleacă din corpul tău să caute toate răspunsurile pe care, la întrebările pe care tu ți le-ai adresat ție. Uh-huh. Și dacă el nu are timp să se odihnească și cât timp dormi, el caută răspunsuri pe care poate nu le găsește, că uneori avem niște întrebări pe care niște întrebări greșit puse, greșit create, formulate. Și mi s-a... Asta am și făcut aseară. Am zis că nu mă mai gândesc la nimic, îmi las. Vreau să mă trezesc odihnit dimineața. Și cred că e important să nu ne mai întrebăm foarte multe lucruri și să trăim pur și simplu. La un moment dat, de la un preot am auzit lucrul ăsta, că este păcat ca sunt mulți oameni, sunt multe suflete care ajung să trăiască viața în corp. Și este minunat că este bine să fim și spirituali. Dar în același timp noi experimentăm viața în corp, adică sufletul nostru, spiritul, a fost binecuvântat să trăiască numai viața de spirit și viața în care nu poate ridica un pahar. Și a fost binecuvântat să trăiască viața în corp. Și cred că dacă trăim prea mult spiritual, ajungem să nu ne mai bucurăm de ce ar trebui să... De ce e nevoie să trăim în viața asta? Să alergi cu bicicleta, să alergi cu picioarele tale, să... vezi ce poate face corpul tău. Să devii, într-un fel, supereroul tău, fără să mai ai tot felul de... Vreau să devin ca ăla și ca ăla și când o să devin ca ăștia toți la un loc, eu voi fi super tare. Dar nu e nevoie de treaba asta. Așa este. Uite, eu adus niște idei foarte interesante și într-adevăr așa este. Pe lângă asta tindem foarte mult să nu ne bucurăm de un lucru până nu îl pierdem. Abia după realizăm cât de important este. Și da, este foarte important să trăim în prezent. Și să ne bucurăm de tot ceea ce avem acum. Uite, tu atunci când pictezi, trăiești în prezent? Cum este starea ta atunci când vrei să realizezi o piesă de artă? Cum îți vine inspirația să o faci, poate? Sau lași totul să curgă așa? De obicei, la un moment dat spuneam că dacă pictura nu s-ar fi ținut de mine și eu m-aș fi ținut de pictură, aș fi ajuns să nu mai fac. La un nivel sunt leneș, foarte leneș. Dar partea de pictură vine ea spre mine. Dacă mă inspiră orice, îmi doresc să pictez. Simt... De sărbători am fost plecat în București pentru câteva săptămâni. Și n-am putut să... Până la urmă mi-am cumpărat două pânze. Și am pictat două pânze, pentru că n-am mai așteptat să mai ajung în Iași. Simțeam, este o, nu știu cum să explic, este ceva în interiorul nostru pe care cuvintele, în momentul în care vrem să le explicăm, cuvintele devin sărace. Cuvintele, nu avem tot timpul cuvintele
care să exprime exact starea aia. Ne exprimăm de multe ori în sinonime care ajung să nu însemne de fapt nimic la început, la sfârșit. Dar simt să pictez. Asta este lucru care mă aduce să pictez. De obicei nu gândesc nimic. Dar în același timp tot gândești că este ca ateul care nu crede în nimic, dar în același timp crede că nu crede. Tot crede că nu crede. Da, e... am încredere foarte mult în ceea ce mi se întâmplă pas cu pas. Dacă pictez acum cu o culoare și în momentul în care am ajuns la pânză, cu pensula la pânză, se întâmplă să mai scap pensula din mână. Nu mă mai duc în același punct. Pictez în altă parte. Cred într-o... Sunt un pic superstițios și în același timp cred că tot ce trăim și ce ni se întâmplă sunt mesaje. În viața de zi cu zi nu prea... Da, ascult lucrurile astea. Momentul în care poate uit ceva în casă și îmi dau seama că intru pentru ceva, dar de fapt am intrat ca să văd obiectul pe care l-am uitat. Și am o intuiție, cred. O șoaptă divină, ceva. Mizez foarte mult pe această șoaptă divină, pe această intuiție. Da, da. Pentru că cred că e mult superioară față de ce suntem noi și de ce ajunge mintea noastră să gândească cel mai sus. Foarte interesant. Chiar mi-aduce aminte de o filosofie spusă de... Am și uitat acum cine a spus-o exact, dar cam în aceeași direcție mergea filosofia. Noi suntem răspunzători de tot ce ne se întâmplă, ba că alegem să mergem la dreapta sau la stânga, ba că alegem să ducem pensula în același punct sau nu. Noi suntem răspunzători de tot ce se va întâmpla după. Da. Și chiar este foarte interesant că... Nu știu, pui accent pe lucrul acesta în pictură și atunci când ești în procesul picturii, vezi mesaje, asculți mesajele. Tu vrei să transmiți un mesaj sau ce mesaje vrei tu să transmiți prin pictură după ce ai ascultat celelalte mesaje? Cred că nu m-am gândit niciodată până acum ce aș vrea să transmit. Nu știu ce vreau să transmit. Cred că vreau să transmit faptul că de exemplu, mâinile acestea lungi pe care le creez, le pictez. Cred că vreau să ajung la nivelul la care să nu mai să trecem dincolo de frumusețea asta carnală. Sau frumusețea care e doar pentru moment. Și la libertate. Cred că libertatea de a-ți ridica toate barierele și de a înțelege că un punct pe care îl pun acum pe pânză poate acum nu are sens. Dar la sfârșit, cu siguranță, fără acel punct, Nu arăta în felul ăsta sau nu avea sens. Cred că mai mult o libertate de ca toată lumea care simte să picteze, să picteze. Și să... Este greșit și poate o să vor fi oameni care vor spune, dar vorbesc doar din punctul meu de vedere. Vor fi oameni care să spună că nu este adevărat, că ai nevoie să înveți, că ai nevoie să studiezi. Total de acord, ai nevoie să înveți, ai nevoie să studiezi, dar mă gândesc. Când ajungi să înveți și să studiezi toate stilurile de pictură din lumea asta și să ajungi să le reproduci pe toate, tu cum te mai întorci la stilul tău? Cum poți să ștergi din mintea ta tot ce ai învățat până acum și să iasă la iveală
Adică să înțelegi că ăsta este al lui Van Gogh, ăsta este al lui Monet, ăsta este al lui Monet, ăla e Giacometti, ăla este Modigliani. Da, ei toți au ajuns acolo pentru că au avut perspectiva lor, au pus în valoare perspectiva lor. Dar tu, când ajungi să înveți toate perspectivele astea, cum, în același timp, cum ajungi să le uiți pe toate și să îți dai seama care este linia ta? Într-adevăr, e bună întrebarea aceasta, pentru că, cu siguranță, involuntar, tu spui că te detașezi de toate, dar involuntar ajungi să faci anumite canoane ale lor, da, ale clasicilor, fără să-ți dai seama. Da, poate simplul fapt că tu le combini în așa fel încât să fie ceva original, este un lucru important, dar în același timp poate îți pierzi puțin stilul tău personal. Tu cum vrei să n-ai poate la început, când ai pus prima dată, nu știu, pensula pe hârtie sau pixul, creionul, cum desenai atunci și cum desenezi acum? Eu am început să desenez, eu desenam încă de mic, foarte mic. Reproduceam icoane. Și apoi seminarul la pictură icoană, care a mers tot în direcția aia, și apoi am avut o perioadă până în 2018 în care nu am mai pictat și nu am mai desenat nimic, doar ce lucram pe laptop ca graphic designer. Și apoi din 2018 a reapărut în viața mea la un nivel la care nu puteam să mă opresc. Cred că din 2018 până la finalul lui 2019, pe hârtie, lucrări în creion, pix, tuș, aveam peste 500 și ceva de lucrări în primul an. Da, nu puteam să mă opresc. Desenam, erau poate toate la nivel de schiță, dar toate aveau viață. Nu am aruncat niciun desen până acum. Nu am șters nicio linie până acum. Adică în momentul în care pictez sau desenez, nu folosesc radieră direct în pix sau nu știu. Da, e bucurător că nu am fost nevoit să arunc nicio lucrare și să-mi las mâna. Și cred că de aici am plecat cu gândul că eu nu-i nevoie, de mine nu-i nevoie să de mai nimic decât să fiu acolo și să pictez, dar nu-i nevoie să gândești nimic înainte, că sunt lucruri care te uimesc de 1000 de ori mai tare decât dacă ajungi să le gândești. Nu știu, poți face poate o serie de lucrări spontan și să fie totuși diferite una de alta? Da. Ai avut o astfel de experiență până acum? Păi lucrări spontane sunt evenimentele pe care le mai facem cu formația. Da, pot să zic formație, dar nu e formație. Se numește Trupă și Suflet. Vlad Stoica, Lucian Bursuc, Iulian Croitoru și Adriano de la Bindu. Fiecare la câte un instrument. Încă nu există nicio tematică. Este un jam session care ia viață acolo și se termină tot acolo. Și cu mine, care încep să pictez ce cântă ei, ei cântă ce pictez eu, este o inspirație care se bazează într-un fel una pe cealaltă. Da. Cooperare. Da, ei îmi ridică vibrația corpului și mă fac să mă simt bine prin muzica și prin sunetele pe care le scot și automat pictatul sau orice aș face în momentul ăla merge mult mai bine și ca atunci când te simți foarte bine. Și invers, ne bazăm unii pe ceilalți. Dar ține doar de ține să te asculți și pe tine și să nu faci în momentul în care nu simți să faci. Pentru că atunci când nu simți să faci,
cred că ai nevoie să mai trăiești niște lucruri și să mai asimilezi, să-ți creezi amintiri. Pentru că inspirația tot din amintiri se hrănește. Mm-hmm. Deci ai nevoie să trăiești mult ca să poți să dai mult înapoi, într-un fel. Îți dai seama la o vârstă mai înaintată cât o să desenezi. O să ai foarte multe experiențe deja trăite și cu siguranță o să dai în continuare artă. Da, și cred că o să modifice. Cred că o să se... De la lucrare la lucrare, de la tablou la tablou, am impresia că nu mai știu să pictez. Semnez lucrarea în momentul în care simt o fericire pe care nu pot să o descriu neapărat. Sunt extrem de fericit și simt că nu e nevoie să mai pun nici măcar un punct pe pânza aia. Dar, iartă-mă, mi-am pierdut ideea. Dacă mă poți ajuta? Că te simți fericită abia atunci când vezi că lucrarea ta nu mai are nevoie de nimic adăugat, că totul este în regulă și că în viitor cu siguranță o să adaugi să rămână mult. Mai multe opere de artă la colecția ta. Da, cred că o să, și în același timp cred că se modifică, asta voiam să zic, de fapt. Cred că se, cu fiecare moment, cu fiecare an, mai adaug câte o culoare poate în paleta de culori, că la început pictam doar cu albastru și cu violet. Un albastru ceruleum și cu un violet. Și ușor, ușor am la început de tot nici nu pictam. Am avut un an în care am desenat creion, pix și liner și tuș. Pentru că nu simțeam culoarea. Mi-era frică de culoare pentru că nu simțeam cum să pun culoarea. Și a fost totul alb-negru. Și după primul an am început să fiu interesat într-un fel de culoare, să văd cum se simte culoarea, să văd aceeași linie pe care o fac în creion, cum arată cu pensula. Și mi-am dat seama că sunt într-un fel diferite, sunt foarte diferite, pentru că n-ai cum niciodată cu o pensulă să bredai ce ai făcut în liner. Liniile acelea super subțiri. Și mi-am acceptat faptul că evoluez și faptul că prin evoluția asta ajungi să îți fie frică, să ai impresia că te modifici și poate că nu mai știi să pictezi. Eu uneori am impresia că eu cred că nu mai știu să pictez. Este un struggle, este o luptă, este până ajunge toată pânza aia să prindă formă și să prindă culoare și să prindă viață, ai impresia că este o luptă, este un, nu vreau să-i zic chin, dar lupta este. Nici ea nu se lasă de tine și nici tu nu te lași de ea, da. Uite, ai spus că până la ideea finală poate că nu știi exact ce o să fie sau ce o să mai adaugi. Tu cum, nu știu, vezi tot acest proces de la început până la sfârșit? Cum ajungi să începi să desenezi? Ce te face să începi să desenezi? Apoi cum îți vine prima idee și apoi cum continui? Prima idee... Mai sunt lucrări în care sunt comenzi de la început. Și într-un fel știu exact ce vrea omul de la mine. Niciodată nu-i... am făcut 3 portrete, cred că, până acum, în tot timpul. Dar sunt interesat de emoție. Sunt interesat de ceea ce simt în momentul ăla. Sau sunt interesat de ceea ce vrea să simtă cel care îmi comandă tabloul. Nu plec de la nimic fizic. Sunt obsedat acum de păsări.
De ciori, nu de oricare pasăre, de corbi. Cred că tot reapare în tablourile mele. Ce mă face să pictez? Mă face să pictez faptul că mă cheamă spre ea. La un moment dat am devenit unchi de curând. Și cu o lună înainte ca sora mea să afle că este însărcinată, am pictat o pânză unde am pus într-un loc pensula și când am luat-o de acolo, era în formă unui bebeluș. În formă unui bebeluș care stătea în burtă, legat de cordonul umbilical, de tot. Și le-am zis alor mei, vedeți că nu știu exact cine să nască. Ai previziune. Într-o glumă și într-un adevăr, într-un fel. Pentru că dacă doar prin a pune pensula acolo și a lăsat forma aceea, ne fiind conștientizată de mine, am zis că o să nască cineva. Nu știu cine o să nască, dar o să nască un copil. Și după o lună am primit vestea că vor fi bunicuți. Da. Minunat. Foarte frumos. Uite, chiar este uimitor că de fiecare dată când pui pensula pe hârtie, pe pânză, oriunde o pui, de fiecare dată este o formă diferită și uneori chiar îi poți da un sens. Da. Poți vedea ceva. Poate, da. Uite, cum a fost în cazul tău exact. Cu bebelușul. Uneori poți vedea poate o pasăre, poate o floare. Și asta este cu adevărat uimitor. Dar uite, tu ai mai spus că uneori simți că stai, că eu nu mai știu să pictez. Da. Crezi că îți poți pierde această abilitate? Sau cum crezi tu că poți ajunge să nu mai știi să pictezi, poate? Cred că tuturor le este frică de treaba asta. Tuturor creatorilor le este frică de a pierde scânteia aia de care îi face să fie doar ei în felul ăla. Da, te gândești. Te gândești. N-ai cum să nu te gândești. Da. Te gândești că ai înainte de pânza pe care ai început-o acum, a ieșit o super lucrare. Iar acum nu-i vezi sensul și nu-i vezi parcursul și nu-ți place cum evoluează te gândești că poate nu mai ai, că poate s-a dus, poate a fost pentru o perioadă. S-a dus clipire. Da, poate a fost pentru o perioadă, poate că atât am avut de spus, poate atât am avut de pictat, de oricare ar fi domeniul. Te gândești. Deci atunci când spui că ai putea să-ți pierzi abilitatea, nu te referi la partea tehnică în care propriu-zis desenezi. Nu. Te referi la partea creativă, poate, la partea de revelație, unde știi să pictezi. Da. La partea tehnică, nu este nimic, de fapt. Partea tehnică ajunge să conteze doar dacă faci niște cursuri și să conteze să creezi o perspectivă extrem de corectă. Dar uite că unii pun mare accent pe această parte tehnică și așa cum ai spus și tu, fac cursuri, poate chiar și la facultate înveți o teorie pentru partea asta tehnică. Nu crezi că uneori poate se pierd prea mult în partea tehnică și uită să mai arate poate o emoție? Ba da. Sau este riscul ăsta? Ba da, din punctul meu de vedere al pictorului și nu al graphic designerului. Pictura îmi place extrem de mult pentru că aici nu am nicio regulă. Designul are clar regulile lui, să fie ergonomic, să transmită mesajul, mai apoi să fie frumos. Adică nu este o regulă ca un design să fie frumos. Este un plus dacă un design este frumos. Dacă și-a făcut treaba, atunci este perfect. Iar pictura nu are nevoie să fie ergonomică. Nu are nevoie să de transmis, oricum transmită un mesaj. Dar nu are nevoie să transmită exact mesajul ăla. Nu are nevoie să ajungă neapărat la un public țintă.
și să empatizeze cu un anumit public. Este o zonă foarte liberă. Da, foarte liberă și în același timp foarte încărcată. Când ai totul la liber, îți dai seama că mai degrabă aș avea un brief pe care să-l respect, să știu că am de făcut asta, asta și asta, decât să fie la libera alegere și să îți dai seama că... Să fii tu răspunzător pentru tot. Absolut tot, da. Uite, interesant. Deci în pictură există o libertate mult mai mare. Chiar o libertate nelimitată, dacă aș putea să asociez aceste două cuvinte. Dar uite, faptul că tu activezi și în graphic design, dar și ca pictor, cum reușești să-ți dozezi poate partea mai logică, partea mai puțin liberă din graphic design și partea din pictură? Încerc să le aduc împreună de câte ori pot. De obicei îmi creez, îmi place partea de pictură că am dezvoltat-o pentru că mă ajută să-mi creez materialele de la zero pentru partea de graphic design. Și încerc să le... Dar nu se... Sunt rare momentele în care pot să le aduc la un loc. De obicei... Doar dacă creezi o textură, adică la chestii care nu sunt semnificative, dar care dau un efect. Astea două cred că se potrivesc doar în sensul ăsta, dar designul grafic are nevoie de vector foarte mult, are nevoie de... Iar în partea de artă, de pictură, doar publicul țintă al tău. Avem un produs, da? Și trebuie să-i facem identitatea vizuală. Ai un public țintă pe care, la care te adresezi, dar publicul ăla țintă, nu știi câți dintre ei. Ar fi un alt studiu de piață să vezi câți dintre ei le-ar plăcea ca brandul acela să meargă pe o zonă mai artsy sau pe o zonă mult mai tehnică. Da. Și de obicei, te gândești că sunt prea multe lucruri și un produs are nevoie să se vândă până la urmă și să fie sustenabil. Și încerc să le fac să se întâlnească ori de câte ori pot, dar nu de multe ori, de foarte puține ori. Și cred că este o provocare cu totul, dar care ar fi poate... cel mai înalt punct unde ai vrea să ajungi în cariera ta? Sau unde ai vrea să te oprești, poate? Asta ca o glumă. Vorbeam cu niște prieteni că eu în viața asta îmi doresc să am o stea pe trotuar în America. Și am zis lucrul ăsta pentru că îmi doresc să ajung să lucrez la cel mai înalt nivel, că steaua aia de pe trotuar din America nu ajunge acolo doar pentru că ai avut o sclipire peste noapte. Ajunge acolo pentru că ai zeci de ani de lucru și ai zeci de ani de lucru la cel mai înalt nivel. Cred că asta. Foarte interesant. Oricum, astăzi am aflat multe, multe idei interesante și îți mulțumesc pentru această discuție. Sărut una, mulțumesc frumos. Alături de mine a fost Aurela Sanache, ați văzut și voi și cred că v-ați îmbogățit așa cu niște idei, niște perspective noi. Și eu zic să-i urmărim în continuare lucrările pentru că sunt cu adevărat uimitoare. Eu pe voi vă rog să intrați pe pagina noastră de Facebook și YouTube, să dați like și share la acest videoclip pentru ca acesta să ajungă la cât mai multe persoane. Rămâneți alături de BZI Live, deoarece ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!